Bună ziua, bun găsit la Market Briefing, sunt Claudiu Cazacu, mă bucur să ne auzim. Discuția noastră se referă, ca de obicei, la opinie aplicate piețelor financiare, nu recomandări de tranzacționare. Să începem cu un grafic al EURUSD, o mișcare destul de consistentă în această dimineață, una care aparent a intrat într-o perioadă de ezitare, dar spike-ul este vizibil și consistent. El vine în urma unor cifre deosebit de slabe în sesiunea de vineri din Statele Unite pe mai multe fronturi și cred că anticipează foarte puternic și foarte hotărât o abordare de politică monetară foarte defensivă din partea Rezervei Federale o chestiune pe care oricum piețele înclinau să o vadă chiar în perioada în care cifrele erau mult mai roz. Acum cu aceste publicări recente, inclusiv pe seama unor comentarii oficiale, are unor foști membri ai Comitetului de Politică Monetară, se bănuiește că va fi foarte greu ca Fedul să ridice rata rat rat de dobândă, cu toate că am văzut o anumită robustețe în piața muncii. Euro se de mergând peste 12.35 în ultimele ore. Practic, în o oră și ceva am depășit nivelul respectiv un vârf anterior și am completat această tendință de trend ascendent destul de liniștită cu un impuls puternic. În direcția trendului e important de menționat. Datele uh, esențiale care au schimbat această perspectivă au venit, deci, vineri, când am avut o întreagă uh, serie de uh, dezamăgiri, mai ales în ceea ce privește vânzele de retail uh, și știm că pentru uh, optimismul recent, mai ales cel legat de piața, uh, uh, piața bursieră, a contat foarte mult uh, atitudinea consumatorilor, fiindcă, în general, o anumită redresare din piața muncii, de fapt vorbim de multă vreme de redresare, vorbim de practic de niveluri aproape de full employment în Statele Unite, n-ar fi semnat mare lucru dacă nu am fi avut și consumatori suficient de optimiști încât să propulseze economia pe mai departe. Ei bine, până acum datele nu arătau foarte rău, însă de data aceasta o scădere a vânzărilor retail, excluzând automobilele, chiar dacă o bună parte se leagă de volumul vânzărilor de benzină, care au scăzut notabil, totuși reflectă un spirit nu tocmai încurajator, inclusiv cu vânzările de automobile, am avut doar o stagnare. E drept după o lună anterioară mult mai, mult mai puternică decât se aștepta, decât fusese raportat inițial, inițial plus 0,6, ritmul lunar, revizuit la 0,8. Totuși, pentru luna aceasta se spera la un 0,4 și am avut 0. Deci, chiar făcând o, scădere a surprizei date de, de revizuirea pozitivă a lunii anterioare, totuși avem o publicare slabă. Și peste toate acestea, un indicator al inflației la nivelul producătorilor. În scădere, producer price index cu totul ne-a așteptat minus 0.4% în Statele Unite, în timp ce valoarea core, minus 0.3, s-a așteptat plus 0.2 vom vedea CPI-ul uh, după amiaza zilei de astăzi. Ieri, din Statele Unite, date slabe în ceea ce privește Empire State Manufacturing Index, acest indicator al industriei în statul New York, minus 4,2 se aștepta un plus 0,6 și cu totul neașteptat um, vânzări nete de titluri financiare americane pe termen lung din partea nerezidenților. Asta înseamnă că e destul de serios ceea ce se întâmplă cu anumite lichidări sau reorientări de participații, din punctul meu de vedere, destul de mult venind dinspre Asia. Ce au conturat aceste cifre? Pe de o parte, o economie care începe să scârție pe partea de consum, o economie unde inflația probabil nu va pune probleme, fiindcă ceea ce este producer price index se transformă prin canalele de distribuitori și de retaileri în consumer price index și CPI-ul slab înseamnă o mai redusă apetență a băncii centrale de ridicarea dobânzii. Aceasta ar fi o concluzie. Piețele nu văd o mișcare până la, până la finele acestui an. Ba mai mult, chiar probabilitățile pentru septembrie au scăzut consistent. Suntem în versiunea recentă, undeva la 91% șanse de a fi menținută dobânda pe 21 septembrie. Probabilitatea scade ușor pentru ședința din noiembrie, rămâne peste 50% în decembrie și uh, în februarie, de asemenea, în martie abia ne apropiem de 50%. Uh, deci acesta este unul dintre canale. Un al doilea canal destul de relevant în aceste condiții este uh, această mișcare a uh, băncilor centrale de uh, repoziționare față de USD. Și vânzările de titluri ar trebui să aibă un impact asupra dobânzilor, dar și asupra monedei. Asupra monedei se vede, se vede cu siguranță un impact, asupra dobânzilor nu neapărat. Și de ce vedem această divergență? Iată un grafic al titlurilor de stat pe 10 ani. Mai degrabă se vede în ultima lună o dinamică laterală, spre desibire de cea din Germania. Dar dacă trecem pe, pe un an sau pe cinci ani, vom constata că suntem totuși la niveluri destul de coborâte. Cu toate aceste niveluri coborâte și cu toată scăderea de astăzi în deschidere, avem în deschiderea europeană avem o dinamică laterală aici. Ceea ce înseamnă că foarte probabil Există vânzări din partea unor participanți, dar există alții care intră să ocupe vidul din biduri, din cotațiile de cumpărare lăsat de, de ceilalți. Probabil că este o, o schimbare de ștafetă aici, una care permite randamentelor să nu crească, fiindcă dacă am avea vânzări nete de astfel de titluri, randamentele ar trebui să, să crească randamentul și prețul merg în sens invers. Deci dacă bondurile, titlurile de stat americane sunt vândute agresiv, dobânzile atașate ar trebui să crească. Ceea ce se întâmplă însă este că avem vânzări din partea unor categorii de nerezidenți, iar aceștia probabil că schimbă dolarii obținuți pe alte monede să-i folosesc ca în cazul Chinei, eventual, pentru, uh, pentru stabilizarea propriei monede. Uh, avem uh, niște mișcări destul de pronunțate. Uh, pe de altă parte, ne uităm la un uh, dolar și vedem uh, că pentru ziua de astăzi, cel puțin, lucrurile s-au mai liniștit. Uh, avem un 6,62,70, o scădere uh, și trendul general pe ultima lună este... De scădere. O scădere a dolarului în raport cu ioanul jap cu yuanul chinez. și o mișcare destul de apropiată și pe dolar ienul japonez. Ceea ce înseamnă că USD-ul pierde în fața monedelor majore asiatice, nu doar în fața Euro Deci nu este o mișcare specifică Euro SD. Pe lira sterlină lucru arată ușor diferit, dar asta mai ales fiindcă am avut un GBP foarte slab care a tatonat noaptea trecută niveluri de aproape 1.28.50, foarte, foarte aproape de un suport anterior. Însă, în general, dolarul este în defensivă și cam despre asta este vorba. Întrebare, iar este acea bucurie frenetică pe euro? Nu ar fi trebuit ca euro să fie mai jos? Sper că introducerea mea a dat câteva argumente fundamentale pentru care euro este mai puternic. Între diferite monede, euro se simte destul de bine, chiar dacă și ienul s-a întărit. În termen procentual nu este neglijabilă variația. Ienul însă, din 101,22 până spre 100,2, a pierdut 1%. 1% dar deocamdată pentru EUROSD avem o mișcare de aproape, aproape 1%, aproape 100 de pips, ceea ce ar însemna cam 1%. Este într-adevăr un sentiment că piețele subestimează posibilitatea de majorare a dobânzii, dar momentul recunoașterii acestui posibil scenariu, cred că nu a venit încă. Și avem celelalte forțe care împing euro în sus sau, mai degrabă, tragă dolarul american în jos. Este o mișcare predominantă acestei perioade. Se mai întâmplă un fenomen pe care l-am mai menționat. Dobânzile arată foarte bine acum în Statele Unite în valoare nominală față de Germania de exemplu, sau față de alte state europene. Da? Haideți să luăm Germania drept de referință ca titluri relativ sigure în Europa. În Germania avem un randament de minus 0,08% pentru dobânzi, pentru titluri pe 10 ani. În Statele Unite am văzut, avem cam 1, 1,52. Deci, aparent, toți banii ar trebui să se mute dinspre Europa spre Statele Unite. În general, da, dar trebuie să luăm în calcul costul de acoperire a riscului, adică cât ar trebui să plătesc procentual pentru a fixa cursul de schimb al euro -SD, astfel încât să nu pierd față de momentul meu de intrare din evoluția monedei unice în raport cu dolarul american. Deci dacă sunt un cumpărător de titluri din Europa, n aș vrea ca într-un an de zile să câștig într-adevăr o diferență de dobândă de 1,6, 1,52 plus 0,08, deci 1,6% pe an, dar euro să scadă în raport cu dolarul cu 3% sau cu 5% sau cu 10%. Uh, și atunci efectul net uh, să fie, când îmi voi schimba din o dolari în euro, uh, să, fie, uh, să fie unul de pierdere. Uh, de fapt, nu aș vrea ca euro să câștige, fiindcă îmi voi păstra bani în dolari, deci nu aș vrea ca euro să de să crească în această perioadă. În orice caz este un pericol foarte puternic aici, fiindcă știm variațiile în piețele valutare cât de mari sunt. Dacă vreau să mă acopăr împotriva acestui risc, trebuie să plătesc un, un cost anual care este aproape de 1,5% acum și uneori peste. Ceea ce înseamnă că dacă sunt investitori din Europa și plasez banii în Statele Unite, deja nu mă mai atrage foarte mult. Pentru că, pe de-o parte, Volatilitatea așteptată crește, deci costul hedging-ului crește. Pe de altă parte, diferențialul acesta s-a tot, tot redus. Și atunci nu mai avem atât de multe motive pentru a cumpăra USD și se permite o astfel de fluctuație. În plus, în momentul cheie, spike-ul de vineri s-a văzut, dezamăgire puternică, piețele au revenit, dar a fost, a fost o falsă revenire, a fost doar bază pentru creștere vineri. Să fie datele din... Europa cu adevărat strălucitoare. Am văzut PIB-ul Germaniei, plus 0,4%, într-adevăr o veste bună. Pentru zona euro, flash GDP, 0,3% conform așteptărilor, producția industrială, 0,6% conform așteptărilor. Ieri, zilibră în Franța, Italia, mai puține, mai puține informații din această zonă. În general, Europa se așteaptă să continue într-o revenire de tipul model through, deci să avanseze cu greutate, dar economia să fie totuși pe, pe plus. Ne amintim datele de săptămâna trecută, luni, încrederea investitorilor conform SEDIX 4,2, o valoare foarte bună. În general încă nu stau, nu stau rău în Europa, poate că nu stau atât de rău pe cât s-ar fi așteptat piețele. Astăzi la 12 avem Țev în Germania și în zona euro. Dacă Țevul ar fi corelat cu Centix, ar trebui să vedem valori peste cele estimate anterior, deci nu 2,1, ci undeva 3-4 puncte pentru Germania și pentru întreaga zonă euro, nu minus 6,3, ci probabil un minus 2-3. Minus Cred că există un pic de loc pentru așa ceva. În restul săptămânii avem abia joi la ora 11 contul curent, surplus 27,3 miliarde de euro surplusul generat în primul rând de, de Germania și apoi la ora 12 final CPI, adică ă, această estimare a inflației cuprinzând mai multe date decât prima valoare, valoarea semnal, valoarea flash. Se așteaptă o valoare anualizată de 0,2% și la două și jumătate minutele ședinței de politică monetară din zona euro. În Statele Unite însă săptămâna este mult mai bogată. Astăzi nu trebuie să ratăm la 3 și jumătate inflația la nivelul consumatorilor. Se așteaptă lunar un cor CPI de 0,2%. Din punctul meu de vedere este foarte puternic amenințat această valoare pentru că am văzut cum arată Producer Price Index. Deci este posibil ca la 3 și jumătate să avem date slabe din zona inflației care să pună din nou presiune pe USD. Dar întrebarea noastră înainte de acest moment trebuie să fie nu cumva, nu cumva traderii au pus deja în prețuri foarte mult din, din aceste eventuale vești slabe, atunci când USD-ul a pierdut aproape 1% în câteva ore. Asta trebuie să ne preocupe și să vedem dacă surpriza este suficient de mare încât să asigure o reacție suplimentară. De asemenea, la trei și jumătate mai avem și date din piața imobiliară, autorizațiile de construcție mai ales, 1,16 milioane de unități anualizat așteptat și la 4 și un sfert producția industrială, se așteaptă un plus 0,2%, rata de utilizare a capacității 75,7%. Cu toate acestea, nu ziua de astăzi este cea esențială pentru a înțelege dolarul săptămâna aceasta, ci cea de mâine. La 9 seara, minutele ședinței de politică monetară. Văd că pe termen scurt euro se s-a oprit. Chiar, deci fac o pauză de la prezentarea macro, ne uităm din punct de vedere tehnic, pare a fi aici un fel de shooting star sau un evening star. Nu ar arăta rău pentru o colecție pe termen scurt. Trebuie să ne uităm la cea anterioară, cam 20 de pips, deci ar semna un 54. Teoretic ar mai fi loc, mai fi loc de scădere. Am decis să intru într-o poziție pe termen foarte scurt iarăși, poate că e o poziție puțin prea mare raportat la, la riscuri, o să pun un, un stop loss cât de jos se poate, un 1271, aș fi pus în mod normal chiar chiar mai jos, pe 1269-1270, fiindcă am sentimentul că e firesc să mai vedem un pic de alunecare de la această de această înălțime. Pe 54 ar fi vorba de un 193 de ron profit. Bun, asta pe termen, pe termen foarte scurt și ultra speculativ. Nu e în niciun caz o poziție lipsită de riscuri sau o poziție pe termen lung. Minutele ședinței Fed, miercuri la 9 seara, momentul cheie al săptămânii. Evident, discuțiile, au, se vor, discuțiile care vor fi făcute publice se vor referi la perioada de dinainte de a fi cunoscute datele din piața muncii și mai ales cifrele slabe din Elitei și din inflația pentru producători de săptămâna trecută. Dar ele vor fi totuși relevante și cred că o anumită înclinare, Hawkish este posibilă, ceea ce ar putea favoriza dolarul, măcar pentru o vreme, mâine seară la ora 9. Aceasta este așteptarea mea principală. Pot apărea surprize, dar cred că mai degrabă piețele vor trebui aduse încetul cu încetul spre înțelegerea faptului că o creștere a dobânzii este posibilă anul acesta. Numai dacă cifre atât de slabe, precum cele din retail de vineri, se vor repeta, dacă vor deveni norma. Uh, și uh, luna viitoare uh, înainte de decizia de politică monetară și o vor amâna, uh, vor, vor amâna deci majorarea și dacă le vor continua minus 0,2, minus 0,3 sau, sau chiar stagnare ar fi de ajuns a uh, vânzărilor uh, cu amănuntul, toate acestea ar putea, uh, ar putea amâna creșterea dobânzii până, uh, până dincolo de luna decembrie. Dar uh, din punctul meu de vedere, probabilitatea este în momentul de față peste 50%, deci mult mai mare decât o văd piețele, de a vedea un, un, pas până în decembrie, deci cel târziu în luna decembrie. Lucrul acesta însă nu trebuie să ne, să ne împingă la, la mișcări foarte agresive. Iată că EUROSD nu e foarte convins în momentul de față că trebuie să scadă, dar e încă pe un canal de trend pe un canal de trend descendent. Vom vedea ce, ce alegere Se poate întâmpla uneori ca o corecție să nu fie egală cu cea anterioară și să fie mai mică. Și dacă acesta este cazul, atunci va fi atins mai întâi stop loss de a vedea scăderi mai puternice. În orice caz, pentru EURUSD, trendul este în momentul de față unul ascendent și piața pare a fi dornică să meargă în zilele următoare spre unul 13 sau chiar mai sus, la 78,6 extensie, la 1,13,16. Abia după acest palier poate s-ar gândi la, la o corecție mai puternică. Deci, la nivel de, de sesiune, cred că închiderea se poate face mai sus. Am bănuit doar o corecție pe termen foarte scurt, că s-ar putea, putea petrece. În restul săptămânii însă, deci undeva spre miercuri seara, nu aș exclude un șoc pozitiv pentru USD de câteva zeci de pips. Durabilitatea sa nu cred că poate fi ușor estimată de acum. Mai degrabă vom vedea dacă piețele primesc acest impuls favorabil USD-ului și ce fac cu el. îl, îl păstrează, adică de exemplu, EUROSD își menține cotații scăzute sau revine în una-două ore de unde a plecat. Dacă nivelurile, în cazul în care avem, presupunem deci o veste bună pentru SD, miercuri seara și EUROSD rămâne la niveluri coborâte, acest lucru ar însemna că se petrece o schimbare mai serioasă de percepție. Dacă revenim în câteva ore de unde a plecat, atunci se prea poate să fie să fie doar să fie considerată acea mișcare drept o intrare mai bună pentru un parcurs ascendent al EuroSD. Poziția a fost închisă, piața a revenit, a revenit destul de consistent. Nu aș fi blocat în ideea de a căuta noi momente de, de corecție pe termen scurt. Cumva e posibil ca stop să fie fost destul de strâns. Dar în orice caz, deocamdată nu mă gândesc la o reintrare, aș aștepta un nou, un nou setup mai, mai, clar. Se întâmplă unor să nu funcționeze, nu e nicio, nicio problemă. În general, statistic, lucrurile acestea sunt, sunt, profitabile, poate că am intrat puțin, puțin mai târziu și atunci risc-reward-ul putea fi și mai, și mai mult optimizat. Dar pentru euro deci, aș spune că în momentul de față n-ar fi o surpriză să mergem undeva către 1.13 sau 1.13.20 la finele zilei. Poate chiar până, până mâine seară să explorăm nivelul și mai ridicat undeva spre 1.13.50, 1.13.60. Așa arată poziționarea tehnică în momentul de față. Avem săptămâna aceasta și niște expirări de opțiuni. S-ar putea să nu fie străine de violența mișcării pe OSD. Cu toate acestea, aș vedea ulterior, poate reveni spre suport, 1.12.35, ulterior în săptămână, apoi 1.12 și 1.11.44, 1.11.55. Aceasta este zona de suport pe care o avem în vedere. Mergem la dolar yen și apoi la GBP USD, fiindcă USD se apropie de 100 de yen. Și dacă ne uităm puțin la acest grafic daily, eliberându-l cât se poate de mult, ce vom constata este o presiune considerabilă pe nivelul simbolic de 100%. Sub el a mai fost doar după referendumul din Marea Britanie în ultimii ani. Astfel că a sparge 100 în momentul de față ne aduce la nivelul aproape de cele atinse în 2013, în noiembrie. Ele vin pe seama unor semne confuze despre Banca Japoniei. Să pregătească o reducere a programului quantitative and qualitative easing să aibă în vedere introducerea unor alte măsuri, să vizeze cumva modificarea țintei de inflație. Au existat bănuieli și dezmințiri repetate în, în acest sens, în, în fiecare dintre categoriile menționate. Și de aici eu aș vedea o piață care înțelege că marja de operare a băncii japonei se apropie de de final și tot mai puternică va fi discuția în săptămânile și lunile următoare în ceea ce privește în ceea ce privește helicopter money. Să punem o pauză, este adevărat am primit vești pe Marea Britanie, să vedem și cum arată acestea, după reacția pieței trebuie să fie foarte bune și mă uit la Core CPI 1.3%, CPI 0.6% peste așteptări, Home Price Index 8.7% de față de 8.3%, în general cifre pozitive care îl încuraja un, un GBP USD mai puternic. EURUSD între timp ezită din nou, cumva mă așteptam. GBP USD arată bine, chiar foarte bine. Sunt tentat să știți speculativ pentru, pentru o poziție, chiar una destul de puternică, dar nu până, Uh, nu prea târziu vreau să spun. Uh, din nou trebuie să alegem, uh, să alegem un stop loss uh, rezonabil. Suntem foarte... este foarte departe. Bănesc că din cauza volatilității avem acest stop loss acceptat doar foarte, foarte jos, ceea ce înseamnă un risc uriaș. Trebuie să monitorizăm poziția aceasta în timp real. Poate poate cumva am fost destul de entuziaști. Analiza fundamentală ne spune, ne spune o anumită direcție, iată au trecut 2-3 minute și cu toate astea suntem într-un foarte bun, foarte bun profit. Mă gândesc să mai închidem însă din, din poziția noastră profitabilă. Iată, am acoperit deja toată pierderea și piața merge în favoarea noastră. Să știți că deseori sunt tentați să transform webinarul, sunt un dita mai live trading-ul. Vreau să propun de asemenea o închidere totală a poziției sau măcar o închidere consistentă. Asta. Am avut acest spike de obicei când există un spike pentru traderii pe termen foarte scurt, așa cum am fost noi acum și mai ales având în vedere stop loss-ul, ce nu poate să fie foarte bun. Abia acum putem să punem mult mai jos. Uh, nu, o să las fără stop și o să încerc să închid manual această poziție, fiindcă deja intră într-o zonă de trepidații destul de largi. Teoretic ar trebui ca piața să meargă mai sus cu aceste cifre, însă nu vreau să transform uh, uh, sesiunea într-o pândire a acestei a momentelor cheie și nici nu aș vrea să văd o corecție. Ați văzut la un moment dat ce însemna un 50-60 de pip și 1600 de ron. Pe, pentru volumul poziției noastre, destul de mare volum, dar aveam încredere în acest setup tehnic. De aceea am intrat și sper că, hai să vedem, sper că m-am acoperit sau poate chiar am făcut un profit suplimentar față de, deci cam 120-130 de Da, Suntem aproximativ pe 0, am acoperit aproape în totalitate poziția nereușită de pe euro SD care este într-o zonă de zitar. a fost la un moment dat în profit. Probabil că mișcarea pe gbp o se a ajutat cumva și, și euro se de aici. Bun, mulțumesc pentru, pentru această atenționare despre GBP. Dacă intram un minut mai devreme, cred că aveam un profit colosal, dar E bine și așa. Să continuăm discuția despre ienul japonez, dolarul american aici. Am menționat că există anumite rețineri față de ce ar putea să facă BOJ, rețineri care sunt esențiale în deprecierea dolarului în ultima perioadă. Noaptea trecută, cifre decente, aș spune, din... din din Asia. Din Japonia însă am văzut abia, deci, abia noaptea de duminică spre, spre luni un indice al prețurilor folosit la construcția PIB-ului, 0,8% pe, pe plus și o producție industrială în versiune revizuită 2,3%, cu toate că PIB-ul a fost sub așteptări trimestial, doar în stagnare, 0 față de 0,2% anticipat. Totuși, sunt semne pozitive dacă acest deflator al PIB, cum mai este el numit, merge în direcția favorabilă. Apoi, avem, avem în interiorul acestei săptămâni balanța comercială, joi dimineață, și un indicator din activitate în industrie, vineri dimineață, dar aparent e o săptămână mai liniștită față de cea trecută. Nu mă așteptăm să lipsească anumite comentarii oficiale, unele dintre ele chiar cu efect puternic volatil asupra ienul japonez. Cu toate acestea, tendința principală pare a fi una descendentă, așa cum ne arată această linie de trend în interiorul acestei tendințe sunt nu doar posibile, dar aș spune eu probabil în acest moment, corecții pozitive. Și una dintre ele ar putea începe foarte curând dacă mergem, de exemplu, peste 100,4. 100,51 ar fi rezistența următoare, apoi 100,81 dacă o spargem, ne uităm la 101 și apoi mult mai sus, 101,39. Cred că este posibil să explorăm și câteva zeci de pip și mai sus decât nivelul actual înainte de a ne de a ne orienta pentru o scădere. O scădere ce ar confirma presiunea generală a liniei de trend și faptul că dolarul american nu se poate opune deocamdată ienului în plus există același argument al diferențialului hegiuit acoperit în privința riscului care nu prea nu prea mai este atractiv acum pentru fondurile de pensii și mari deținători de, de capitaluri, cei care sunt obligați să caute un randament pentru, pentru investitorii în numerele cărora acționează. Aceștia avea o opțiune simplă, aproape no brainer, era o chestiune automată să plaseze capitaluri dinspre Japonia, inclusiv către, către alte state uh, și către Statele Unite. Uh, Ei bine, acum uh, apropierea de și costurile de hedging nu mai fac atractivă această opțiune. De aceea, uh, unul dintre filoanele uh, forței USD-ului a fost uh, secat astfel. Pe termen scurt, se ul prin să poate, poate avea unele reveniri. Eu aș fi atent la alunecări sub 100. Nervozitatea pieței va crește proporțional cu fiecare punct pierdut sub 100. Cu cât ne apropiem mai mult de 95, cu atât vor fi mai, mai probabile uh, corecții pozitive de amploare. Deocamdată nu cred că se pune problema unei intervenții din partea BOJ, dar s-ar putea pune dacă ne apropiem de zona 95-96, ceea ce ar fi foarte distractiv pentru cei cu clienți speculativă și cu dorința unor câștiguri rapide obținute în termen scurt, fiindcă atunci când intervine Banca Japoniei se întâmplă deseori mișcări de sute de pip și în câteva zeci de minute. Deci așa ceva e destul de distractiv pentru trader. De multe ori se face după aceea un fading, adică după ce intervenția s-a încheiat, piața urmează o corecție foarte puternică. Deci e, e o chestiune care poate oferi posibilități interesante în ambele sensuri. Cred însă că mai avem ceva timp, dar alura grafică pe termen mai lung este una descendentă. Sub nivelul de 100, cred că putem să luăm nivelul rotund de unul după altul, 99, 98 și așa mai departe. Ne mai putem orienta după zona unor vârfuri de prin 2013. Ar trebui să mergem însă mai aproape cu cursorul și să ne orientăm după nivelul de vârf. 98, 99, iată unul dintre ele deci foarte aproape, foarte aproape de nivelul de 99, mai putem detecta vârfuri intermediare, cum ar fi la 99.75, 75, 99, 08. Pentru aceasta ne uităm în detaliu printr-un zoom out în 2013 toamna. Dar eu aș spune că nivelul chei ar fi la 99 și după care ne-am putea adapta direct la 98 mai avem destul de aproape de 97 ceva mai jos un alt suport. GBP-USD, cu aceste date, un spike important, cred că a fost mult mai sus piață decât am închis noi, dar iată că acum pare să se întoarce. Dacă am fi traderi agresivi, atunci ne-am gândit în această perioadă, dacă mai, dacă mai crește puțin, cotația poate la o orientare descendentă și corectivă. Uh, evident, inflația mai puternică ajută lira stelină, mai ales că ajunsesem într-o zonă foarte sensibilă. Cu toate acestea, economia britanică nu strălucește, are nevoie de o liră slabă uh, și uh, dacă avem un spike, uh, el nu este garantat în momentul de față. Cred că se pune problema unor... Uh, la niveluri mult mai ridicate, peste 1,30. Vorbim despre... Deci, o corecție pozitivă devine mult mai bine determinată, dincolo de 1,30. Aș spune eu peste... Închidere de peste 1,30-18. În cazul în care am depășit această zonă, ne-am uitat la 1,30-80, 31,20 și 1,32 pe Marea Britanie cu o inflație la 0,6% în creștere, nu putem să deducem altceva decât că în momentul în care se vor transpune în prețuri efectele deprecierii lirei sterline, vor avea un interval cu valori mult peste cele actuale. și cu toate acestea, cu toate acestea BOI nu se va gândi la majorarea dobânzii. Este un scenariu așteptat, acela al unei inflații mai puternice și nu cred că s-ar pune problema acum de a sugruma economia doar pentru a ține inflația sub control, fiindcă se știe că este un șoc, este un șoc exogen și unul care va trece în timp ce riscul de adânci o recesiune sau de a trece economia în recesiune dacă o va evita la limită este mult mai pronunțat. Nu cred că Bank of England are în vedere neapărat o majorare a dobânzii sau să nu mai tai dobânda până la finele anului doar fiindcă inflația este mai mare decât așteptările. Deci e o reacție reflexă asta de pe, acesta, pe lira sterlină de aceea nu ne-am aruncat cu poziții pe termen mai lung. Și pare a fi o idee înțeleaptă. Ba mai mult GBPUSD s-a întors acum, ceea ce însemna că o poziție de tip short ar fi fost iarăși atractivă. Deci un live trading pe termen scurt ar, ar fi foarte satisfăcător într-o zi cum este cea de astăzi plină de, plină de date. Uh, Lira Stelină, din punctul meu de vedere, are, are o anumită șansă de a merge mai sus, cred însă că uh, e nevoie de închidere daily mult peste nivelurile actuale. Și ne-am gândit eventual la un 1.32, dacă avem un daily peste 30.18. Uh, din a doua jumătate a săptămânii nu m-ar surprinde ca OSD-ul să se simtă ceva mai bine. Dacă vom fi atunci spre 1.31.50, poate revenire sub 1.30 ar fi de luat în seamă. Dacă vom continua pe acest trend descendent sau vom rămâne în vecinătatea lui 1.29, s-ar pune problema în a doua a săptămânii a unui test al lui 1.28. Și depășirea sa ar însemna poate un 1.27.35 sau nivelul chiar mai jos. Ce ne așteaptă ca date macro din Marea Britanie mâine, date din piața muncii, rata șomajului și câștigul mediorar? câștigul mediu ca indice, nu, nu e neapărat orar aici, iar vineri deficitul sectorului public. Mergem la aur. Aici, da, o piață foarte interesantă. Vedeți cum în repetate ocazii această piață a fost pregătită pentru a cobori sub 1330 și totuși nu a reușit să o facă. Iar astăzi cu un SD mult mai slab, traseul a fost aproape bătut în săpat în, în piatră. De neocolit, ca niște reguli ale fizicii, piața a mers din nou spre 1360. Cred că din această zonă, într-o secvență de evoluție laterală, așa cum se profilează aici, se poate ghici o intensă plecare a traderilor către continuarea parcursului ascendent. Dacă merge peste 1360, am avea în vedere 1370, ar intra în discuție apoi nivelul de 1388 și mai sus cel de 1400 ceea ce ne-ar duce mai sus ar fi, în primul rând, un SD mai slab. În al doilea rând, ar putea să fie efectul unor anumite ajustări în piețele de capital. Vedem că există indici futures care nu arată la fel de bine ca înainte. Și, în al treilea rând, ar putea să fie acele sentimente de instabilitate geopolitică provenind de dinspre situația în Marea Chinei de Sud și situația în zona Ucrainei. Toate aceste elemente conlucrează pentru a stimula apetitul pentru USD, pentru pentru metalele prețioase în general și pentru aur. Mai rămâne doar o scânteie, fie de ordin tehnic, fie de ordin fundamental pentru a ne duce mai sus. Până atunci range poate să fie ideea de bază, între 1330 și 1360. Dacă spargem 1330, ne putem îndrepta atenția către un 1320 și 1311,8, deci aproape 1312. Dar nu mi se pare varianta cea mai probabilă deocamdată, ci mai degrabă un range cu o căutare a unui spike în viitor. Mergem la petrol. Petrolul părea la un moment dat să arate foarte slab săptămâna trecută. S-a întors însă puternic după aceea pe seama discuțiilor privitoare la o întâlnire. O întâlnire pentru limitarea producției. Informații recente ar sugera că Iranul nu va fi de acord cu limitarea producției și lucrul acesta diminuează șansele de succes, dar cred că piața era foarte însetată de motive pentru a intra în poziții long. Ne uităm ce s-a petrecut la ultima spație al unei linii de trend. Am mers puțin mai sus și piața a alunecat ulterior din nou în range. Și asta nu fără semn, ci cu un evening star. Dacă vom întâlni din nou un pattern asemănător, de menționat faptul că în această seară vom avea stocul în versiunea API, deci un motiv de volatilitate puternic, o închidere astăzi în zona 45-60 sau mai jos ar crea un setup foarte asemănător cu cel de acum câteva zile. Și cred eu că ar pregăti piața pentru o corecție pe termen scurt. Acesta ar fi setup-ul cel mai interesant de urmărit pentru sesiunea de astăzi. Mâine avem stocurile de petrol. Bănuiesc că ceea ce se petrece aici pe termen mai lung este semnificativ benefic petrolului. Pe termen lung însemnând luni de zile. Însă, în toată această mișcare, aș vedea aș vedea mai degrabă un risc descendent inițial spre 42 sau 41 sau chiar, chiar mai jos. Ipoteza mea principală acum câteva săptămâni era să coborâm spre un 35 sau 30 și de acolo o să începem un parcurs așa de lungă durată. S-ar putea cu aceste trepidații recente să fi, să, să fi mutat zona de minim puțin mai sus, câțiva dolari mai sus, dar tot cred că va trebui să ajungem mai întâi mai jos înainte de a parcurge un traseu ascendent de durată. Aceste discuții au însă abilitatea de a, de a crea exact acele scântei speculative de care unii dintre participanții de pe Petro se folosesc foarte rapid. Și când știi că o piață este masiv short, Poți să intuiești că există diverse tipuri de poziții, există shorturi puternice, poziții care pot să reziste la aprecieri de 10-20 de dolari, există shorturi foarte slabe care intră în panică dacă prețul crește câțiva dolari pe baril. Și dacă le vizezi pe acelea, poți pur și simplu beneficia de pe urma lor. Și cred că așa gândesc unii, unii dintre participanți în momentul de față. Cu alte cuvinte aș fi ușor rezervat în legătură cu petrol, cu potențialul petrolului pe termen foarte scurt. Cred însă că pentru sesiunea de astăzi, o închidere peste 45-80 ar semnaliza o dorință de a merge la 46-50 mâine. Dar posibil piața să închide ceva mai jos, avem o ezitare și poate undeva în a doua jumătate a săptămânii să revenim, deși dolarul ar putea avea un traseu invers. 46-51 ar fi un nivel de rezistență ușor de vizat, mai sus 47 și zona 48. Cred că acest parcurs, mai ales în condițiile fundamentale actuale, ar putea fi, chiar și dacă avem o retestare, ar putea fi continuat de o, de o revenire mai pronunțată zilele următoare și un vârf local de unde se înceapă ceva mai târziu, deci dându-i dându spațiu și timp, petrolul poate începe la un moment dat o colecție mai consistentă. Bun. Haideți să mergem la, la piața piața bursieră. În legătură cu aurul este adevărat că Uh, există, deci o observație că Soros a ieșit ce este puternic de pe aur. Uh, fondul lui, lui George Soros uh, uh, și-a -a, și lichidat uh, aproape în participația pe ABX, pe Barrick uh, Gold, uh, ceea ce este o idee înțeleaptă, având în vedere uh, profiturile uh, profiturile uriașe înregistrate uh, de pe urma uh, saltului acestor, uh, acestor cotații. Uh, ceea ce nu înseamnă neapărat că aurul de acum trebuie să aibă un, uh, un krach. Nu cred că e vorba de așa ceva. Uh, când ai expunere pe piața de capital, ai expunere uh, și la riscul, uh, riscul de piață. Există un beta, există o corelație se poate ca acțiunile, chiar dacă aurul crește, să aibă o performanță slabă. Deci ar putea să fie expresia unei unei neîncrederi referitoare la piețele de capital în general și nu neapărat o credere o pierdută în legătură cu aurul. Plus, plus că vorbim de aprecieri de peste 50%. Probabil că profitul ar putea merge spre între 50 și 100%, la o poziție acumulată de 4,6 miliarde de dolari, eu zic că nu e rău. Când vezi un plus de între 2 și 4 miliarde de dolari, s-ar putea să vrei să-ți-l să marchezi. Mergem la piața de capital, dar în orice caz e bună, e bună observație. Este, este bună observație și e bine că monitorizați acest lucru, trebuie să avem cât mai multă informare și date diverse și apoi să decidem. Și într-adevăr există o poziționare, cum spuneam, o poziționare... Uh, și cum, uh, cum uh, sugerați și dumneavoastră, uh, de vânzare pe S&P 500. Urmează să discutăm și despre S&P. Acum ne uităm la indicele German. Cum a atât sesiunea de ieri? Uh, foarte periculos. Am avut un spike pronunțat spre 10.800 și apoi o închidere slabă. Este un shooting star. Probabil că eram uh, cei mai mulți dintre noi în vacanță, dar ieri la închidere pe futures, acesta era un semnal foarte puternic de slăbiciune și piața a luat-o într-adevăr în jos. Din punctul meu de vedere, suntem încă în canal de trend și asta asigură așa un fel de scut în favoarea investitorilor, dar nu este un scut suficient de puternic încât să spunem că piața va opri clar, nu se va opri clar în interiorul canalului spre 500 și nu va putea merge mai jos. Nu cred că e vorba de așa ceva. Mă gândesc, că, mă gândesc că există un risc serios de a merge sub 525, dar abia de acolo am vorbit de o corecție agresivă, până atunci este cel mult o hașurare, o definire a acestui canal de trend. Deci nu e ceva periculos pentru investitori până nu închidem sub 525. 125 de puncte până acolo nu e o distanță foarte mare. E ceva ce poate să facă piața germană în câteva ore. Deci pe termen scurt, parcă lucrurile permit un pic mai multă ajustare descendentă. A ieși din canal de trend nu este garantat în momentul de față piața se poate opri aici și poate avea un anumit ricoșeu. Pe baza poziționării monetare, aș spune că piața germană a să fie puțin mai rezistentă decât cea americană în perioada următoare. Ne uităm la un US30 și vedem aici pe un grafic weekly ceva potențial periculos. Pe daily însă, nu chiar. Pe daily suntem în zona vârfurilor istorice. Haideți să ne uităm cum arată un IES 500, mai relevant acum. Am mers pe 2190, piața nu a putut închide acolo, a închis mai, mai slab. Astăzi, această perioadă de slăbiciune poate să ne ducă la un fel de engulfing bearish. Deci ar putea fi cu o închidere puțin mai jos, 1 două puncte mai jos, ar putea fi o problemă. Însă, e doar primul pas, e doar prima etapă. Chiar și dacă închidem sub 2178, tot trebuie să vedem în sesiunea următoare o nouă scădere. Mai puțin în cazul în care azi închidem sub 2170. Deja, dacă se întâmplă asta, sesiunea ar fi în sine un mesaj de avertizare suficient de puternic, n-am avea nevoie de mai multe, mai multe informații. Uh, Suportul ar fi apoi la 2166 și 2158 urmat de 2153. Cred că în această zonă piețele bursiere americane au uh, posibile dificultăți. Cred că s-a ajuns într-o zonă în care argumentele fundamentale au devenit subțiri. În același timp, uh, nu aș vrea să vorbesc despre uh, o întoarcere pronunțată înainte de a avea semnale tehnice, fiindcă deja acum nu mai vorbim neapărat despre argumente fundamentale. Avem multiple argumente fundamentale pentru vânzare. Avem de asemenea acea sete de yield, de randament, care împinge pe unii investitori dinspre piața de obligațiuni, spre piața de acțiuni. Și avem uh, această frază simplă, o concluzie. Pentru situația actuală, față de normele istorice, acțiunile americane sunt scumpe. Sunt scumpe și pe alocuri foarte scumpe. Dar în momentul în care le comparăm cu obligațiunile, cu titlurile de stat și pornind de la obligațiunile americane de stat, se poate vorbi și despre celelalte obligațiuni corporate. În raport cu aceste instrumente cu venit fix, cum sunt obligațiunile, titlurile de capital de tipul acțiunilor sunt mult mai ieftine. Deci, depinde unde te uiți. Dacă te uiți la piață de bonduri, cred că există potențial ca să apară realocări despre bonduri spre sectorul bursier. Dacă există însă o schimbare masivă de percepție și randamentele. Uh, randamentele pe piațele de obligațiuni cresc notabil, deci dobânzile uh, se majorează, atunci uh, atunci piața de capitală putea avea la rândul său de suferit foarte mult. Cu alte cuvinte, mergem cumva pe un, pe un drum necunoscut, pe un drum destul de îngust, cu peisaj frumos, totul este în regulă, uh, suntem ținuți pe acest drum al uh, ascendent al piețelor de capital de uh, indicatorul uh, bondurilor ieftine. Să ne imaginăm că pare că avem, avem foarte, foarte mult carburant în rezervor. Ei bine, dacă dobânzile ar crește abrupt, e ca și cum acul s-ar duce dintr-o dată aproape de zero. Ar trebui să ne întoarcem și întoarcerea ar fi foarte, foarte dureroasă. Ar trebui să, să coborâm această pantă ascendentă pe care am urcat-o și de obicei coborârea se face foarte rapid. Ceea ce vreau să spun este că încă s-ar putea găsi argumente ușor forțate pe termen lung, dar valabile pe termen scurt, pentru a merge și mai sus. Cred că, în momentul de față, ceea ce trebuie să ne obsedeze aproape, dacă suntem expuși la piață de capital, ar fi care sunt indiciile pe termen scurt, care sunt semnele timpurii ale unei întoarceri. Și cred că în cazul US500, vorbim de un 2170, ne mai poate ajuta și linia de trend, dar asta mai degrabă în tranzacționarea intraday. Să revenim la US30. Aici există uh, un, un pattern așa cum în general nu-ți dorești, fiindcă are o anumită imprecizie și deci uh, nu poți să spui ceva clar decât spre închiderea unei, unei ședințe. Greu poți să te orientezi intraday. Avem o rezistență dată de vârful recent la 621, o închidere peste aceasta ne aduce spre 700 și posibil, posibil, chiar mai sus. Însă între scenariul ascendent și cel descendent pe termen foarte scurt parcă și piața aceasta ar fi vulnerabilă la unele corecții. Aceasta ar fi senzația mea, o închidere sub 18.500 ne aduce spre 409 sau 337. Ar fi acesta semnalul favorabil, semnalul de intrare în poziții short pe termen mai lung? Nu, n-ar fi suficient. Să ne uităm la US500 mai degrabă sau să luăm în calcul o închidere daily sub 18.350. Deci avem nevoie de mai multă certitudine în condițiile acestea și nu neapărat de a prinde câteva zeci de puncte. Fiindcă o corecție, dacă se va, se va instala, ne va putea împinge spre 18.000 de puncte sau mai jos, ceea ce însemna încă un potențial foarte consistent. În această zonă am făcut o străpungere a vârfurilor istorice, trebuie să existe follow-up și follow-up puternic. Asta înseamnă că până la finele săptămânii, dacă este canalul să continue, trebuie să fim peste 18.700 de puncte. Dacă nu se întâmplă asta, deja începe să fie un semn de slăbiciune, nu cum discutam săptămâna anterioară, semn de forță. Pentru piața germană, dacă ieșim în canalul de trend, 525, vorbim de 10.440, 382, 10.320 orientativ și apoi... Apoi, cred că un 10.115 nu ar fi suficient de departe încât să scape în cazul unor corecții ample generate de o închidere în afara canal de trend descendent, ascendent, o închidere sub canal de trend ascendent. Rezistența ar fi 10.885, mai sus vorbim de aproape 11.000 de puncte, 10.900, haideți să vedem cât e nivelul precis. 991 și ulterior e la alegerea fiecăruia, eu m-aș gândi la un 11.060 de puncte. Cred că săptămâna ar trebui să închidă undeva, fie aproape de 11.000, fie aproape de 10.300, 10.400, cel mult, cel mult. Deci aș fi surprins să închidem să fie o, o evoluție liniară de această altitudine. Bun, țevul, țev ă, bun, citesc aici, haideți să vedem cum arată țevul. Pentru Germania 0,5 puncte, nu e foarte bun, pentru Europa însă foarte bun. A, divergent, puternic divergent, 4,6 puncte pentru, pentru Europa, într-adevăr, dacă ar fi doar aceasta, ar fi trebuit să zboare euro, dar Germania, Germania slab. Mm. Overall, n-ar trebui să conteze atât de mult Germania, dar iată că, iată că e văzută ca un, ca un purtător de, de fanion, de, ca un indicator anticipativ pentru restul, restul Europei. Eu zic că semnele acestea nu sunt, nu sunt totuși rele și ar trebui cumva euro să-și găsească o forță colectivă. În cele din urmă, vedeți, s-a dus în jos. Am avut am avut poziția închisă și chiar dacă n-am fi închis-o atunci, probabil că ar fi fost închisă ulterior. Asta fiindcă am decis să mergem pe un stop-loss apropiat, dar asta este. Și în cele din urmă s-a dus spre 54. Da, nu știu dacă ar fi atins în take profit-ul, dar oricum aveam șansă să închidem pe profit și am fi avut această șansă. Bun, Cred că e momentul să ne uităm la AUDUSD și apoi să concluzionăm. Nu știu dacă s-a înțeles foarte clar. Iată, piața germană, 10.700 de puncte, revenind după acest este Foarte interesant. Bursele salută raportarea respectivă. O văd mai cu încredere decât piața valutară. Au de USD, minutele băncii centrale din Australia ne-au arătat că inflația este o preocupare, dar cred că reacția este înțeleaptă aici. Piața a primit la 4 și jumătate deciziile de politică, detaliile despre decizia de politică monetară, a existat un prim puseu descendent și apoi lucrurile au revenit. Dolarul este mai slab, e un element important, apoi rămâne valabil ce a spus Stevens, chiar dacă el va preda ștafeta în curând, chiar dacă inflația este joasă, asta nu înseamnă neapărat că trebuie noi tăieri și agresive de dobândă. Așa că aud și-a revenit din nou cam cum a făcut-o după decizia de politică monetară. Mă gândesc că mă gândesc că în interiorul acestei săptămâni se va încerca din nou ceea ce discutasem noi de mai multă vreme, anume un parcurs ascendent. Și acest parcurs ascendent ne-ar putea împinge către un 0,78 săptămâna aceasta, înainte poate de momente mai bune pentru USD. De neratat, joi dimineața la 4 și jumătate, înainte de răsărit, înainte de primul cântat al cocoșului, la, pe piețele asiatice, rata șomajul 5,8% și 10,2% numărul miilor de locuri de muncă nou create. Cred că am putea primi vești rezonabile. Economia australiană a făcut, din punctul meu de vedere, acele ajustări necesare după încetinirea Chinei. China, care, apropo, ne-a oferit date de inflație recent și în momentul, în momentul să le discutăm, Uh, e destul de important ceea ce se întâmplă în China. Uh, au fost uh, vineri uh, niște date și apoi uh, altele uh, recent. Haideți să ne uităm pe ele. Uh, în ceea ce privește cifrele de, uh, de inflație, ele uh, au venit uh, general peste așteptări asta săptămâna trecută. Uh, cu toate acestea, uh, răspunsul piețelor a fost interesant la datele de vineri. Deci, inflație peste așteptări. Uh, Produsul Price Index în teritoriul negativ, dar nu atât de slab pe cât se credea. CPI uh, peste așteptări, dar producția industrială a raportată vineri, 6 față de 6,2, rate așteptat. Investiții mijloace fixe, 8,1 față de 8,9. Vânzări de retail, 10,2 față de 10,5. Volumul creditelor noi, 464 miliarde yuan, față de 900 de miliarde așteptat, la jumătate. Este absolut impresionant această ratare. Uh, și cu toate acestea, piața nu, nu au colapsat. Secretul este că, din nou, băncii centrale sunt la putere și se vede aici ca și cum ar fi... Uh, Ultima etapă necesară înainte ca uh, autoritățile să se gândească la un pachet fiscal de stimulare. Și la fel cum exemplu România este preluat uh, în mass media occidentală, ca un caz de succes, ne amintim PIB-ul care a crescut cu aproape 6%. Uh, Ei bine, tot așa politica fiscală pare a fi o soluție uh, când economia cetinește, dai drumul la cheltuieli. Și imediat imediat lucrurile merg din nou spre bine. Dacă aceasta este o soluție pe termen lung, rămâne de văzut. Cred că ar trebui să avem rețineri serioase pe termen lung, dar pe termen scurt, ea dă roade. Roade, în general, marginal descrescătoare, deci cu fiecare nou program se obține tot mai puțin. Însă, această frânare a creditării poate fi privită ca un motiv de stimulare, deci... Ajută apetitul uh, față de uh, risc. Se acceptă poziții uh, pe dolari australieni sau pe dolari neozelandezi cu mai multă ușurință. Uh, cred că închidere daily peste 77.15 pe ce ne poate duce la 77.60, ulterior 78.09. Suportul ar fi 76.40 și apoi 0.75.66. Uh, dacă ar fi ceva trepidații, tot nu ne-am reorientat descendent decât la închiderea sub, uh, sub 76, 30, 76, 40. Deci suntem relativ încrezători aici. NZDUSD nu arată prea bine pe termen scurt, trebuie să o spunem. Uh, pare ușor vulnerabil, chiar dacă nu e un pattern încât se poate declar. Uh, există însă combinația dintre acest corp în interiorul lumânării și umbra superioară. Există un semnal de slăbiciune și uh, ar trebui să închidem ora aceasta peste 72-75 pentru a, a șterge această impresie de slăbiciune. Altfel, piața pare a fi orientată mai degrabă descendent. Uh, dar de îndată ce trecem pe un orizont mai larg, vedem că, aproape ca și dolarul australian, se pune presiune pe zona 073-73-20. Uh, săptămâna e foarte abundentă uh, pentru Noua Zeelandă. Astăzi, chiar după amiază, în în jurul orei 5, poate 6 după amiaza, avem acel GDT Price Index, indicele prețurilor produselor lactate, foarte important pentru că Noua Zeelandă exportă din plin astfel de produse. Ultima oară creștere cu 6,6%. E greu de avut un, un forecast pe aceste publicări. Din punctul meu de vedere, piața e pregătită pentru cifre decente și pentru o reacție favorabilă a NZD-ului. Dar distracția continuă noaptea, la două în sfert, rata șomajului, 5,3% așteptată în scădere de la 5,7%. Și valoarea, locurilor, valoarea procentuală a avansului locurilor de muncă, noi, 0,6% trimestrial. Producer Price Index la intrare, de asemenea, tot la două, fără un sfert. Vedem aceste date și, și aici. În estimarea Forex Factor 53%, la noi 5,2%, avem și un Wage Price Index care are, are o cifră estimată 0,5% quarter on quarter, chiar dacă nu avem estimare pentru PPI. Bun. Cu aceste cifre, cred că NZD-ul va avea un pic de, de luptat. Poate că la nivelul inflației vor fi surprize mai puțin plăcute, dar cred că trendul general are șanse în cele din urmă să continue. Deci o slăbiciune care nu este bazată pe cifre extraordinar de slabe ar putea să însemne potențial ascendent în cele din urmă. Nu m-ar să mergem în zilele următoare peste 73.16 în zona, în zona 73.50-74. Trebuie să trecem pe un daily și să ne uităm abia prin 2015, 73.90, 74.20, 75, apoi reper de rezistență. Probabil că undeva după miercuri seara ar putea exista un episod de ajustare descendentă. De asemenea, în această perioadă ar fi bine să urmărim și evoluția burselor și a monedei din China. Deocamdată pierdem puțin din avansul înregistrat vineri și luni. Suntem însă într-o scădere modestă de jumătate de procent, dar uh, indicele Shanghai este uh, Shanghai compozit peste 3.000 de puncte, ceea ce e un semn pozitiv. Și uh, ne uităm acum la Euroron. Pare că nu s-a întâmplat mare lucru aici, totuși săptămâna trecută a fost foarte bogată în cifre, de care cele mai spectaculoase au fost uh, cele din uh, zona PIB-ului, o creștere. Uh, ajustată sezonier, trimestru la trimestru în T2, 2016 față de 2015, 5,9%. Spectaculoasă creștere de tip chinez. Mergem spre convergență. Pibul, ritmul de creștere a PIB-ului în China tot scade, la noi PIB-ul tot crește, dar este o creștere bazată pe consum, aproape dopată cu măsuri fiscale. Să vedem ce va veni după alegeri, rămâne de văzut. Dar în orice caz, probabil că va fi o încetinire consistentă la, la anul și sperăm ca dezechilibrele să nu fie din nou, să nu ajungă din nou ca în perioada 2008. Nu suntem chiar acolo, dar oricum nu suntem nici ca în perioada 2011-2014. Deci, cumva, acest consum care ajută mai întâi exporturile nu e... O idee extrem de bună pe termen lung. Deficitul de cont curent a crescut cu 2,2 miliarde de euro, de la 0,3 la 2,5 în primele șase luni ale anului. În schimb, performanță bună în construcții, 5,6%, luna iunie cred că este față de cea din anul anterior, retail plus 1 2% lună la lună și plus 6% prima jumătate anului față de acea jumătate anului anterior. Suntem deocamdată într-un range destul de îngust, în momentul în care sentimentul se va schimba, pețele externe probabil că vom avea un spike puternic, deocamdată lucrurile sunt relativ liniștite. Suportul este la 44480, 444 și apoi 44250, mai sus rezistența la 445. 88, aș vedea un 446, 30 și 447. Bun, în final aș vrea să revenim și să concluzionăm foarte pe scurt legat de piața germană care zburda acum din nou încercând să transmită un mesaj de forță. Am acoperit gap-ul, totul pare a fi perfect acum după ce un singur indicator, precum sugerează că economia europeană în ansamblul său a revenit în zona pozitivă. Țevul a fost puternic afectat după referendum, dar totuși trendul este unul, este unul descendent și merită să ne întâlnă acest grafic de pe Forex Factory. Deci trendul din 2015 încoace este descendent. Abia în câteva luni, dacă vom vedea o revenire spre 20-25 de puncte, vom spune că am rupt mișcarea descendentă. Dar în orice caz o surpriză pozitivă față de linia galbenă în care arată așteptările este o veste bună. Ce e de așteptat săptămâna aceasta? Piața are un semnal foarte slab oferit ieri de închiderea de tip shooting star ar trebui să vedem o închidere peste 750. Din punctul meu de vedere rămâne perspectiva unei corecții spre 520 de puncte în zilele următoare. Chiar cu această revenire, numai dacă închidem ziua peste 750, aș vedea o posibilitate de a merge către 800 și apoi 885. Canalul de trend are șanse să continue în cele din urmă ori conchidere pozitivă astăzi, ori dacă nu îl spargem în sens inferior, deci văd o evoluție binară și destul de volatilă în orele și zilele următoare. În cele din urmă, cred că direcția majoră a piețelor ar putea fi dată de ceea ce se întâmplă în Statele Unite, dar pentru o vreme s-ar putea ca să fie mai ușor de crescut în Europa decât în Statele Unite iar în Europa putem la US500 ca indicator sub 2170 de puncte risc de ajustare descendentă notabilă. Și într-adevăr entuziasmul din Europa a împins și piața, germană, și piața americană în sus, dar e mai puțin spectaculos în termen procentual decât ce se întâmplă pe DAX. Deocamdată acoperirea ghepului pe termen scurt e posibil să existe un pic de oboseală aici dacă mergem peste 740, însă mai putem lua încă 30-40 de puncte asta, poate până într-o oră. Niveluri cheie, 810.800 și Și formațiunea aceasta, broadening, este încă în derulare. Bun, acestea sunt lucrurile de discutat deocamdată. Cred că ne vom auzi cu comentarii destul de intense în această perioadă, mai ales înainte și după minutele ședinței FED, am sentimentul că lucrurile se poziționează pentru, pentru evoluții de amploare. Intrăm în a doua jumătate a lunii august, deja lucrurile se pot, se pot reorienta în perspectiva Jackson Hole și a revenirii puternice în piață din septembrie a majorității traderilor. Mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă și cu tranzacții optime de acum înainte. Toate cele bune am prezentat doar opinii, nu recomandate de tranzacționare. Pe curând!